despre logică. M-am hotărât în cele din urmă să țin un mic speech despre logică, tocmai datorită faptului că în cadrul filozofiei mele o mare parte este, în ceea ce privește logica, este axată pe multivalența acesteia. Deci e vorba de coeficienți logici, cum ar fi, de exemplu, coeficientul logic al nostru, bine, rău, frumos, urât, adică coeficientul logic 2 sau logica bivalentă. Dacă alături de bine și frumos ar mai fi un alt coeficient, ar mai exista un alt opus, atunci am avea un coeficient logic 3, o logică trivalentă. Dacă ar fi un infinit de opus, ar fi o infinitate de coeficienți logici. Din acest punct de vedere, eu am încercat să realizez o viziune originală asupra modului și relaționărilor, cât și a interferențelor acestor coeficienți logici cu ceea ce considerăm noi realitate sau iluzia vieții, realizând un sistem filozofic coaxial, în sensul în care fiecare coeficient logic de fapt se structuralizează pe o anumită axă, o axă de la 1 la infinit, de la minus infinit, de la plus infinit de coeficienți logici. De acolo și coaxialismul. Logica multivalentă nu a apărut odată cu mine. Sunt și alți filozofi care au susținut logica multivalentă, logica cu 3 coeficienți logici sau cu infinitate de coeficienți logici. Dar diferența dintre mine și aceștia constă în sistemul creat. Adevărul e că niciun filozof nu va crea două sisteme și nici un sistem al unui filozof nu va fi ca și sistemul filozofic al unui altuia, să zicem. Dar nu asta. În această carte, intitulată Biblia coaxiologică, logica coaxiologică, scuzați că tot am așa, deci aici Biblia coaxiologică tocmai mi-a ieșit acum și de asta mă refeream la ea, vorbeam despre principalele structuri pe care se axează logica coaxiologică. Structuri care încep de la nivelul formelor intangibile, deci să zicem dincolo de cunoaștere, pentru că și cunoașterea în cadrul filozofiei mele este un singur simplu cuvânt matrice din limbajul pur universal, care are o infinitate de cuvinte matrici. Și fiecare cuvânt matrice pentru noi care vedem lumea aceasta prin intermediul cunoașterii, reflectându-ne în oglinda cunoașterii, cunoașterea are un anumit înțeles. În schimb, pentru dacă ar fi să ne raportăm la un alt cuvânt matrice și nu la cunoaștere, atunci cunoașterea ar avea cu totul și cu totul un alt înțeles, sau dacă ar mai avea vreun înțeles pentru noi. O mare dilemă care a constat până acum este cea între care a constat până acum în privința logicii și care a fost mult discutată, este de cea referitoare la asimptotism și tangențiabilitate. În primul rând, în cadrul logicii coaxiologice, am subliniat faptul că asimptotismul, de fapt, nu există. Sau dacă există, există doar raportat la iluziei vieții. Deoarece
Faptul că dreptele tind către acel centru, eu mă refer la un cerc care are o infinitate de puncte în circumferință. Dar fiind infinitatea de drepte, care fiecare este un punct al circumferinței cercului, înseamnă că fiecare astfel de dreaptă este tangentă cu cealaltă prin circumferința cercului. Iar cercul devine la rândul său punctul de legătură, unde și cele două drepte, din cazul coeficientului logic 2, se vor uni. Deci binele cu răul, frumosul cu urâtul, practic toate sunt. Astfel, funcția asimptotică nu este reală decât în iluzia vieții noastre. Iar paralelismul este dat tocmai de paralelismele infinite ale dreptelor care se unesc prin circumferința cercului infinit. Da, în cadrul logicii mele eu vorbesc de asimptotism, și totodată despre fenomenul asemiotic. De ce asemiotic? Care este opusul, să spunem așa, al semioticii, din care face parte și semantica. Pentru că absolut totul, universul, tot ceea ce considerăm noi că există, este de fapt tot prin intermediul cunoașterii. Dacă noi nu am cunoaște, el n-ar exista pentru noi acel lucru. Aici este o parte din originalitatea și aportul care mi-l aduc eu asupra logicii, în privința prin determinanții și fenomenul asemiotic, iar determinanții în cadrul logicii coaxiologice. Deci eu scriam aici despre tangențiabilitatea devine una din caracteristicile de bază ale funcției logice, fiindcă pe baza tangențiabilității se definesc toate structuralizările cauzale viitoare ale acestei funcții logice. Întrucât orice tangentă devine un adevăr coaxiologic, tocmai datorită faptului că tangențiabilitatea este baza relaționărilor modale, conjuncturale, aleatorii, procedurale, liniare, operaționale, operatori matematici de tipul orto, gamma, eta, etc., dar și a cauzalității bazate pe acestea, inclusiv a determinismelor în care adevărul coaxiologic se desfășoară ca refer sursă, cauză, efect și relaționarea sa prin raportarea la alte și alte tipologii sau atipologii cu privire la funcții adevărate sau neadevărate ale calității tangențiale. De aceea, eu aici folosesc în consecință indeterminismul determinat cumulativ de contraversiune se axează pe o contraversiune a structuralizării bazată pe nedefinire. Și pe urmă încep ca să folosesc și să nominalizez determinanții logicii respective. Aici sunt o serie lungă de determinanți, printre care determinarea constituantă, non-constituantă, complementară, non-complementară, intangențială, tangențială, conjuncturală, non-conjuncturală, modală, non-modală, relațională, non-relațională, determinările aleatorii. După aceea stabilesc raporturile determinărilor sau definirile și în cele din urmă ajung la expresia unica conștiinței pure universale, prin faptul că, și aici am să citesc din mine, dacă cuvintele matrici nu au un început, atunci acest lucru înseamnă că nu putem vorbi nici de primul cuvânt matrice și nici de ultimul, fiindcă dacă ar fi avut un început, nu am fi putut vorbi nici despre continuumul infinit și mai puțin despre continuum logic. Odată cu aceste cuvinte matrici, odată ce aceste cuvinte matrici nu au un început, nu există o realitate, în realitate un prim cuvânt matrice, înseamnă că ori toate cuvintele matrici au fost definite odată, ori există un prim cuvânt matrice. Iarăși ajungem la o răscruce și anume, dacă toate cuvintele matrice ar fi definite odată, ar fi bine, fiindcă nu ar mai fi un prim cuvânt matrice. Deci, matrice, deci nu ar fi un început, cum de altfel și este. Dar dacă toate aceste cuvinte matrici
sunt definite odată, înseamnă că întreg limbajul pur universal este definit odată. Deci nu ar exista continuitatea din cadrul continuumului infinit și al continuumului logic. Astfel, ori admitem un cuvânt matrice, prim, cu care începe limbajul pur universal și astfel avem un început, ori dacă nu admitem acest început, suntem obligați să avem un sfârșit prin intermediul definirii odată întregului limbaj pur universal. Acest paradox este tocmai cel care stă la baza expresiei unice a conștiinței pure universale, prin care continuum logic devine un continuum logic inteligent bazat pe legi raționale, dar și pe legi care față de legile raționale ar deveni mult mai superioare dacă am comparat cea mai rațională și inteligentă ecuație determinată de om cu adierea unui vânt de primăvară și totuși comparația aceasta nu ar fi nici măcar un miliard aparte. Paradoxul despre care vorbeam adineori este cel care ne pune mereu o piedică, și anume ori ne lasă să înțelegem de ce nu poate fi un cuvânt matrice primordial, caz în care ne închide cealaltă poartă, și anume dacă nu ar fi un cuvânt matrice primordial, ar trebui să fie limbajul pur universal, definit odată, ceea ce ar însemna imposibilitatea definirii continuumului din cadrul continuumului infinit. Iar dacă am determina un cuvânt matrice primordial, ar însemna că limbajul pur universal are un început. Ambele sunt false, întrucât limbajul pur universal nu numai că nu are un început, dar acesta nu are niciun sfârșit, fiind parte din continuum infinit, care la rândul lui este parte din continuumul logic. Prin urmare, atunci când s-au determinat eter și, bineînțeles, infinit, caracteristicile continuumului infinit, calitatea pe care o are reperul negației este tocmai aceea de a anula asimptotismului continuumului infinit, reperat ca atare de către formele intangibile, fapt care definește tangențiabilitatea cu opusa la asimptotismului. Tangențiabilitatea este aceea care va deveni liantul dintre lipsa de început asimptotismului și continuum care va deveni continuumul infinit ca o eternă continuitate către un alt și etern nou cuvânt matrice al limbajului pur universal. Acest fapt se realizează prin intermediul tangențiabilității, prin urirea datorită tangențiabilității asimptotismului ca primă caracteristică a continuumului infinit cu structuralizarea acestui continuum infinit. Astfel, structuralizarea continuumului infinit, definită și prin limbajul pur universal, primește valențele continuității tocmai datorită tangențiabilității care unește această structuralizare cu funcția asimptotică, care îi va da impulsul de continuitate. Astfel, tocmai tangențiabilitatea care ar putea fi definită de noi ca fiind finitul, fiindcă este opusă continuității, este acea care va uni continuitatea de definire finită a fiecărui cuvânt matrice în parte, definind continuumului infinit. Deci, atunci când nu acceptăm un început al limbajului pur universal, o facem tocmai fiindcă finitul, tangențiabilitatea, este cel responsabil de lipsa începutului, cum este la fel de responsabil de lipsa sfârșitului. Prin urmare, continuumul infinit este o înveșmântare de infinit și finit care devine continuum prin finit și finit prin infinit. Conștiința nu este cunoaștere, subliniez în cadrul acestei logici. Și, în încheiere, ce aș fi vrut ca să... Vreau să vă arăt câteva din cărțile care mi-au ieșit de curând. Este vorba de aceasta, Moarte neant a neant, în care încerc o tangență, să-i spunem așa, cu partea socială, partea, da, pot să spun așa, socială a conștiinței umane, starea de concepțiune cu axiologia fenomenologică, anticrist, ființă și iubire și cu axialismul. Toate aceste cărți mi-au ieșit anul trecut, de curând mi-a ieșit Biblia cu axiologică care nu o am la mine și pe care sper să vă prezint cât se poate de curând. Vă mulțumesc mult, dragii mei, și vă doresc toate cele bune.